Dacă ești fan inteligență artificială, hai să-ți arăt 3 site-uri super utile. Website-ul cu care tot mi-a zis să fac clip este ăsta, zoomi.tech, iar acest site este primul site românesc cu inteligență artificială care ne ajută să generăm imagini. Hai să vedem ce e de capul lui. Ce am scris că vreau eu? O pizza cu morcovi, semi-realism, scenă întunecată și să aibă calitate RAW. Hai să vedem ce ne generează. Sunteți gata să vedeți pizza mea cu morcovi? Ei bine, aici avem rezultatul. Îmi place ce a făcut acest site. Intrați pe visualhound.com. Pe acest site aveți un tool care vă dă posibilitatea să vă creați orice produs de fashion v-ați dori voi și să vedeți cum arată înainte să-l băgați în producție. Aici am scris ce vreau. Vreau un pantof sport care să nu aibă șireturi, fiindcă mulți nu știu să se lege la șireturi. Și aici să aibă un extraterestru desenat pe el. Haideți să vedem. Astea sunt perechile. Unele arată dubios, dar nici eu nu i-am dat cel mai bun prompt aici, deci trebuie să testați și să vă jucați cu el. Dar de aici eu i-aș alege pe ăștia. Ăștia mi se par foarte șmecheri și arată cool, dar și aceștia. Website-ul se numește tripnotes.ai, iar acest site care folosește inteligența artificială va face un itinerariu pentru orice oraș vreți să vizitați. Deci ne zice așa, ziua 1, breakfast la 9:30 la magazinul ăsta de churros și după să mergem la ciocolateria aceasta San Gines. Ce mi se pare foarte mișto la site-ul ăsta este că dacă vrem, spre exemplu, să aflăm mai multe detalii despre un restaurant, ne zice la aici, ne dă chiar direcții în Google Maps cum să ajungem la acel restaurant.